kiss for you. Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod de Hedgecraft. În acest episod ne vom ocupa de ceva destul de interesant, pentru că noi în ultima perioadă am făcut diverse proiecte și am zis că ar fi cazul să luăm o mică pauză de la ele. Adică am făcut proiecte legate de ferme, legate de săteni și chestii de genul și am zis, băi, hai să ne ocupăm de ceva care ne va ajuta pe viitor, cum ar fi un proiect legat de minereuri. De exemplu, eu acum o duc foarte prost cu fierul. Deși avem noi acea fermă de iron de la spawn, nu funcționează așa de bine pe cât am crezut eu. Nu știu ce naiba are, cred că am stricat de tot spawnul ăla, pentru că nu se prea spawnează. Ori nu prea mai stat eu pe hartă, sincer să fiu. S-ar putea să fie și asta o problemă. Dar totuși avem foarte puțin fier. Așa că m-am decis să fac în acest episod. Bine, s-ar putea să fie un proiect de două episoade, deoarece va avea două părți. Va avea drumul către mină și mina propriu-zisă. Deci e un proiect destul de complicat și cred că va avea nevoie de două părți. Așa că haideți să vă explic despre ce este vorba. În primul rând, dacă mergem noi puțin la suprafață, ia să vedem noi cum putem face chestia asta. Uite așa, am mai făcut niște modificări, hai să vă arăt repede pe joc. În primul rând am schimbat și eu această podea, pentru că era pur și simplu plictisitoare și era dreaptă și era ciudată. Și am zis, băi, hai să fac niște modele cum știu eu să fac, pentru că mi se pare interesante. Și am zis că ok, arată ok. Ok, arată ok, da. Așa, de asemenea am modificat și pereții, am făcut să arate totul mai ok. Aici am schimbat eu frumos intrarea. Am zis să ne ocupăm puțin și de bază, pentru că, na, are și ea nevoie de frumusețea ei, pentru că în timp se va strica, v-am spus ce am eu în gând. Mă rog, și acum să trecem la ce avem de gând să facem în acest episod. Ei bine, aici, în această zonă de 4x4, vreau să fac o scară ascunsă, pentru că nu știam sigur unde să pun această intrare în mină. Și am zis că, păi, până la urmă, știi ceva, o facem aici să fie ascunsă, pentru că, da, hai să facem cât mai multe proiecte restam, nu? Așa că zona asta am zis că e ok și, da, eu zic să începem, pentru că avem multe chestii de făcut. Bun, știți că de obicei vă arăt și vouă cum să faceți, așa că, haideți să începem. Aveți nevoie de, hai să vi le arăt repede aici, 7 pistoane, 8 redstone, un redstone torch, 5 repeatere, niște blocuri și o manetă. Și de asemenea și niște slab-uri, dar astea nu știu sigur exact că în funcție de cum vreți voi să faceți în locul unde vreți voi să faceți toate chestiile acestea. Bun. Să vă explic exact tot. E bine, avem nevoie de o zonă de 4x4. Cred, ia stați voi două secunde, dacă vine blocul ăsta aici și blocul ăsta aici, da, e perfect. Da, nici eu nu știu sigur ce fac pe aici. O zonă de 4x4, adică, de exemplu, ăsta este nivelul podelei, da? Trebuie să vă duceți în jos 4 blocuri, faceți zona de 4x4 și faceți la fel cum am făcut eu aici. Avem nevoie de aceste două pistoane, pentru că vom face un double piston extender, ceva de genul, nu mai știu sigur numele. Deci n-am de gând să le pocesc. Așa, uite, să venim și noi frumos. Mai avem după aceea nevoie aici de un piston. Încă un bloc. Bun, în spate aici vom avea nevoie de un pistol la nivelul acesta. Încă unul deasupra lui. Și în fața lor vom avea nevoie de un piston în sus. Așa, perfect. Bun. Acum, dacă îi vom pune noi acest bloc, vom termina toată treaba cu pistoanele. Deci acestea sunt toate pistoanele de care avem nevoie. Bineînțeles, acesta este special făcut pentru sistemul de redstone. Ok, acum să ne ocupăm de sistemul de redstone. Bun, acum va trebui să punem aici un bloc. De fapt, două, dacă nu mă înșel. Da, trebuie să punem două blocuri. O torță redstone aici. Trei blocuri puse în zona aceasta, cu niște redstone pe ele. Da, încerc și să-mi aduc aminte exact cum era. Cred că este bine așa. Acum punem repede niște blocuri aici. Încă unul așa. Un redstone repeater care se intre în blocul acesta. Redstone-ul repeater să fie pe 3 ticuri. Ok. Acum în partea aceasta va trebui să punem un bloc cu un repeater. Aici vom avea nevoie de un piston. Acesta trebuia să fie piston normal. Da, știu că am uitat ceva.
Ok, deci avem nevoie de 6 sticky pistonuri și un piston normal. Cum fac eu aici? E perfect. E bine. Deci trebuie să punem un piston normal, deoarece deasupra lui va fi o bucată de sand și bineînțeles că nu trebuie să fie sticky piston. Așa, acum trebuie să punem aici un bloc cu un repeater și acest repeater trebuie să fie setat pe 2 ticuri. Bun, acum pentru a completa acest double piston extender va trebui să punem aici câteva blocuri. Unul aici, unul aici, cu un redstone în zona aceasta. Apropo, acesta este blocul pe care trebuie să îl activați pentru a funcționa acest sistem. Trebuie să punem aici niște redstone. Acum trebuie să punem aici un bloc, încă un bloc aici și încă unul în zona aceasta, dacă aș putea. Nu pot să intru pe aici, să vedem pe unde putem intra. Uite, pe aici putem intra. Putem pune aici acest repeater. Nu ce-am făcut. Nu-i bine. Ok. Hai să ieșim repede frumos, așa. Am pus repeaterul. Acum vom avea nevoie de un slab, orice slab aveți voi. Și îl vom pune în zona aceasta. Ia să vedem, uite, acolo cred că este bine. Și pe el trebuie să punem o bucată de redstone. Și acum un bloc aici. Ia să vedem. Arată bine până acum, avem double piston extender. Da, avem, perfect. Mai avem nevoie de aceste două, de fapt aceste trei pistoane să funcționeze și suntem gata. Bun, deci acum pentru ultima parte trebuie să punem aici un bloc, aici orice fel de slab. Deasupra nisipului va trebui să punem un alt bloc. Aici, bineînțeles, va trebui să punem un redstone și ultimul repeater trebuie să-l punem în zona aceasta, setat la 3 ticuri. Și acum, teoretic, ar trebui să fim gata. Ia să ne uităm. E broken. Ce-am făcut? Bun, ok, am găsit care era problema. Mult am stat să caut problema. Deci, știți aceste două pistoane și cu acesta, al treilea? Ei bine, trebuiau setate cu un bloc mai sus. Deci, asta era problema. Ia să spargem noi asta, scăm ceva, nu putem scutăm cine știe ce. Și acum este perfect, tragem de asta, ne duce jos, ar trebui, da, e bine, este perfect. Aici ar trebui să avem un bloc și aici să avem pe unde să ne plimbăm. Deci cam ăsta este sistemul, v-am spus, aceste pistoane și cu acest bloc trebuiau setate cu un bloc mai sus. Foarte aiurea. Am stat o grămadă să mă chinui. Am crezut că am stricat ceva la repeatere, pentru că mă gândeam că nu funcționează timingul sau poate n-am pus blocul acesta care ar trebui să activeze. Și pe aceea am zis, băi, stai, dar ăsta practic ce activează? Și pe aceea am fost ceva gen, dar stai, că nici ăsta nu are ce să activeze. Și am fost ceva gen, da, ok. Și așa am rezolvat problema. Ok, acum tot ce trebuie să mai fac este să setez locul unde să activez toată prostia asta, adică mă gândesc că trebuie să fac într-un fel să am ori un buton pe aici pe undeva, ori un pressure plate, dar pressure plate ar fi ciudat. Mă gândesc că tot un buton pe aici pe undeva ar fi cel mai ok. Ok, într-un final am terminat și eu acest sistem de intrare. Mi-a luat ceva să mă gândesc că cum aș putea să fac, dar într-un final mi-a venit ideea să fac cu două butoane, unul sus și unul jos, care atunci când le apăs va ține intrarea deschisă pentru câteva secunde și pe aceea se va închide automat. E bine, pentru a face chestia asta avem nevoie de aceste comparatoare care sunt o minunăție. Deci credeți-mă, dacă nu aveam comparatoarele să facem acest power extender, ar fi fost super aiurea, pentru că în momentul în care apeși pe acel buton, pur și simplu se deschide intrarea și imediat se închide. Și na, pentru a face să stea mai mult deschisă decât stă închisă, adică mă rog, pentru a prelungi durata sa în care stă deschisă, avem nevoie de acest power extender. Mă rog, haideți să vă arăt repede cum funcționează. Haideți să facem repede aici. Pac. Nu mai avem bloc. Unde am pus mai blocul? Nu pot să cred că n-am blocul respectiv. Într-un final s-a oprit și tot sistemul ăsta. Ia să nu mai avem francesc, nu mai avem. Hai să scădem de manetă. Ok, punem asta la locul lui. Deci, în momentul în care apăsăm, de fapt, să vă zic o chestie. Avem aici acest design, să spun așa, interesant, pentru că atunci când apăsăm pe acest buton, pur și simplu se deschide și avem uși, adică uși, doamne, scări din acelea.
și după câte ați putut observa, a stat deschis cât să putem veni aici jos și după aceea s-a închis. M-am gândit eu la un design și eu zic că este interesant. Asta nu e centrat aici, trebuie să fie, nu? Unde trebuie? De fapt, cât e bine, ok? Ok. Designul este pur și simplu clasic, niște pereți de stone brick, niște stâlpi de susținere din spruce, podea din spruce, tavan spruce și aș fi putut să fac doar cu blocuri și am zis, băi, cu blocuri arată ciudat, cu scări din aceasta arată ciudat și am zis, băi, facem bloc, deci avem blocuri într-una, scări și slaburi, scări, slaburi, scări, slaburi și tot așa, un pattern destul de ciudată, dar eu zic că arată interesant. Pentru o intrare într-o mine, eu zic că e ok. Lumina aș fi vrut să fie puțin mai mică, mai redusă, dar e ok. E perfect. Și acum avem acest buton aici, care când îl tragem, pur și simplu, ne deschide, putem ieși și se închide. Un sistem super ok, îmi place la nebunie. Dar noi acum ar trebui să ne gândim ce facem acolo jos, pentru că v-am spus că vreau să am un sistem destul de interesant și... nu știu ce să zic, pentru că nu vom avea suficiente resurse, așa că nu vom face asta în acest episod. M-am gândit eu mai bine și vom face în alt episod. În acest episod mă gândeam eu că am putea face alte chestii. Mă gândeam că poate am putea începe și noi să facem modificările la bază, de exemplu această intrare. Această intrare este așa de foarte mult timp și este super nasoală. Și mă mai gândeam, de exemplu, pe aici pe sus... Dacă... Așa, perfect. Apropo, acum filmăm și noi în 1080p, în 60 de frame-uri, pentru că eu filmam în 30 de frame-uri, deoarece stăteam prea mult la render, dar m-am hotărât să filmez și eu în 60 de frame-uri. Apropo, într-un final, nu știu cum au ajuns ăștia înapoi aici, credeți-mă, deci Fire Protection 4 și acesta cu Infinity. Nu știu cum au ajuns înapoi aici, știți că erau carturile goale, acum sunt înapoi aici. Cum? Cum e posibil așa ceva? Mai e încă unul sus, poate cine știe, peste două episoade îl vezi și pe la prânz pe aici. Dar e ok. Văd că momentan nu a mai apărut niciunul, ceea ce mă face să mă întreb ce naiba se întâmplă. Dar dacă văd eu că nu se mai spawnează, dacă văd că nu mai apare niciunul, am să mă duc să verific, pentru că e puțin cam aiurea. Ia stați. Cred că am putea merge chiar acum. Am făcut eu repede pe aici un sistem să mergem. Un sistem, mă rog, un drum rapid. Așa. Aici dacă mergem frumos, vedem ce se întâmplă. Avem card, ceea ce este ok. Pac. Și dacă mergem noi aici, ce faceți voi, domnilor? Alo? Deja vedem o problemă. Vedem faptul că ferma nu este culeasă. De ce ferma nu este culeasă? Avem Fletcher, avem și... Vă apucați și voi să culegeți această fermă sau nu? Știți care cred eu că ar fi problema? Aceștia nu văd lumina soarelui, ca să spun așa. Adică cred că au nevoie de un tavan deschis către cer. Da, cred că aceasta este problema. Ok, cred că asta v-am face în acest episod. Bun, haideți să ne ocupăm noi de această zonă, pentru că, na, vreau să am mulți săteni, deci... Avem satanul acesta aici și dacă mergem să ne uităm la aceste coordonate 601, 55 și, și cât? 73. Deci 601 este aici și 73 este aici. Acesta este blocul? 601 cu 73? Da, cred că acesta este blocul. Ok. Și avem nevoie de o zonă, opa, prea repede. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4 și asta era punctul central, nu? Așa. Deci zona aceasta va trebui să fie cu vedere la cer. Și cum aș putea să fac chestia asta și să nu pară că este o groapă cu sticlă? Trebuie să stau să mă gândesc. Dar până atunci eu cred că mă apuc de săpat, pentru că 55 de blocuri. Deci 13. De fapt nu 13. 8 blocuri sunt noi. Eu zic că este ok. Dacă nici așa nu funcționează ferma, nu știu ce să fac. Cred că mut sătenii pe undeva pe aici pe sus și schimb niște sisteme, ceea ce n-aș prea vrea să fac, sincer să fiu, pentru că am crezut și eu că am terminat cu sătenii ăștia.
Ok, șefilor, ia să vedem dacă vă sparg eu aceste blocuri. Începeți și voi să vă mulțiți, adică, mă rog, ar trebui să vedem începând să culeagă ferma. Asta aș cam vrea, să culeagă ferma, pentru că dacă ei vor culege ferma, atunci vor începe și să se înmulțească. Dar eu văd că nu fac asta, ceea ce este super aiurea. Haideți, mă! Chiar nu vor să culeagă ferma? Ce fac greșit? Asta este întrebarea. Știu că asta s-ar putea să fie cea mai proastă idee pe care am avut-o, dar am stat și m-am chinuit să-i mut pe ăștia aici. Ia să vedem, te duci și tu acolo, te rog. Hai, mă. Așa. Deci, mă chinui să-i mut pe ăștia, unul câte unul, adică nu unul câte unul, vreau pe toți odată să-i mut. Dar mult cu apă, nu mai stau cu carturile pentru că pur și simplu stau mult, prea mult să-i mut cu cartul ăla enervant. Și am zis că e mai bine să-i mut cu apa. Ia să vedem, se vor duce, mă. Sunteți aici la margine. Și, nu, stai, nițel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pac. Și au murit? N-au murit. E ok, n-au murit. Dar totuși nu mai am coleg. Nu înțeleg care este problema. Chiar nu pot să înțeleg care este problema. Adică m-am uitat și nici aici aceștia nu îmi culeseseră bine. Acum este foarte multă apă pentru că m-am chinuit eu să-i dau pe ăștia afară. Ia scoatem de apa. Dar am găsit foarte mulți cartofi pentru că pur și simplu nu-i mai culegeau și nu știu care este problema. Or fi prea mulți săteni? I-or vedea pe aia de acolo de jos? Chiar nu știu care este problema. Aba, nu, stai ca să vezi, au început să culeagă... perfect! Au început să culeagă ferma. Este super perfect pentru că acum pot să... vin să acopăr totul și cred că trebuie să fac asta cât mai repede. Oh, da, asta trebuie să fac acum. Ok, le-am acoperit cu niște sticlă verde, ceea ce este super ok. Cred că off-camera am să mă ocup de acești pereți și acum văd că ei se descurcă bine, adică cel puțin îl văd pe ăsta că aruncă cartofi, cartofi, doamne, morcov, ceea ce înseamnă că deja vor să facă copii, știu eu pe ei, știu, vor să facă copii. Deci, da, am rezolvat și problema aceasta chiar... Mă întrebam de ce nu apar mai mulți săteni. Bun, acum va trebui eu să fac în felul următor. Va trebui să duc cât mai mulți săteni aici pentru că vreau să rămână vreo 4-5. Nu vreau să rămână aici foarte mulți. Și în primul rând vreau să-l duc pe acest sătean. Da, nu pot să cred. De ce, mă? De ce ești așa nașpa și stai fix în colțul ăla? Nu? Așa, pleacă, mă. Pleacă. Pleacă tu. Ok, eu am să stau aici și am să mă ocup de aceștia, dar cred că aici voi încheia și eu episodul pentru că am filmat destul de mult și știu că nu prea am făcut cine știe ce și ocazie. Haide. Du-te cu Dumnezeu înainte, du-te. Nu, nu-l împinge și pe ăsta, nu, tu, vino înapoi. Eu te văd și ăștia să intre aici. Hai, mă, le-i? Le-i și pe ăsta, mă? Sau nu mai are carturi acolo? S-ar trebui să nu mai fie carturi, nu? Nu asta ar trebui să fie problema. Pentru că am pus destul de multe carturi, dacă nu mă înșel. What? Au costat aici în sistem blocuri, v-am spus. Dacă nu sunt atent. Pac, l-a luat și a plecat. Perfect. Bun, deci eu încheie aici acest episod pentru că nu am făcut cine știe ce, știu, v-am spus, chiar știu chestia asta, am făcut și noi acolo ceva cu redson, dar nu pot să mai fac episoade foarte lungi și vă pregătesc pentru ceva mai mare, pentru că, de exemplu, suntem la episodul 26, da? E bine, o să urmeze episodul 30, episodul 30 este episodul care va schimba multe chestii. După episodul 30 până la episodul 40 voi încerca să fac cât mai multe proiecte. În fiecare episod voi face câte un proiect destul de mare, spun eu, care ar trebui să fie ok. Pentru că în episodul 40 ar trebui să începem să terminăm fermele de care avem nevoie, deoarece în episodul 50 aș vrea să ajung în momentul în care
Deja terminăm noi unele chestii, adică această bază și începem să ne mutăm și prin alte părți, pentru că, v-am spus, nu vreau să stau aici toată seria, vedea și voi să mă ar fi deja plictisitor. Și aș vrea să încep o nouă bază după episodul 50, așa că, de exemplu, în episodul următor sau în următorul după acesta, în episodul 28, s-ar putea să ne ocupăm de acel dragon, pentru că vreau să mă ocup și de acești papuci. Da, trebuie să fac papuci neapărat. Și mă gândesc eu că în episodul 28 sau 27, vedem noi, va trebui să ne batem cu dragonul. Am auzit că este mai puternic, dar trebuie să o facem și pe asta, trebuie să ne batem cu el pentru că noi suntem buni. Așa că, dacă v-a plăcut episodul și dacă mai aveți episoade în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult, deoarece v-am spus, încerc să fac o calitate cât mai bună și sper să observați și voi. Deci da, până data viitoare am fost Onyx. Pa, 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 pa! Yeah.